transmirea de el de la Parlament cu domnul președinte Dragnea. A fost emoții, într-adevăr. Acolo s-a prezentat de către domnul președinte Claudiu Roman, la etapele care s-au parcurs în acest timp, care de cele trei candidate, de faptul că s-au luat hotărârea să-și continue activitatea în Senat și foarte multe proiecte care trebuie și, bineînțeles, proiecte care trebuie de la sfârșit. Același lucru l-a spus și senatorul Radu Preda, care și-a oferit timpul care se zice de asemenea, ca ultima variantă să continue selecția de candidat la vicepreședinte, de fapt să rămână în această poziție. Am avut câteva discuții vis-a-vis de prezentarea mea domnului Dragnea. Am fost povestit și de anumite lucruri care ar fi avut o conotație puțin mai delicată asupra persoanei mele, în sensul că eu am o altă formație. Însă faptul că am explicat că nu am candidat niciodată la funcția de primar al municipiului Craiova, va ce am candidat pe liste comune, că suntem în chiar poziția 2 după la primar de Orcuța Tăsărescu, a fost argumentul suprem care l-am transmis. Și ca și garanție am prezentat faptul că pentru mine perioada guvernării PSD-iste a fost întotdeauna cea mai performantă personală, am avut cele mai mari satisfacții, în celelalte perioade am avut foarte multe pierderi și satisfacții. Ce gând în poliție în această poziție? Gândul principal este de a continua, de a finaliza în primul rând ceea ce am început împreună cu doamna primar, pentru că știți bine că am fost alături de dânsa din prima zi a investițiilor. Ne dorim foarte mult ca acele lucruri să fie finalizate. Sunt, de fapt, mai sunt doar două proiecte europene care zilele astea sunt deja în perioada de recepție a lucrărilor, dar nu în ultimul timp și celelalte proiecte care vin pe bani europeni, pe banii municipalității, mă refer la spital, mă refer la reabilitarea Buceului Carol și multe alte investiții care le-am făcut și, bineînțeles, să mențin și să continui acel ritm pe care l-a impus doamna Ia Orcuța Vasilescu vis-a-vis de dezvoltarea și schimbarea la fața orașului Craiova. Cred că principalul lucru pe care ne vom axa în perioada următoare, pe lângă investiții, va fi cel legat de creșterea locurilor de muncă și de atragerea investitorilor cât mai mulți în zona Craiova. Haideți să vorbim puțin acum și despre această perioadă din oraș, de 1 mai, ați deja promoțat cea pe